Activitatea Goscomorăștii este operatorul de apă și canal care deservește orașul Paliei și câteva dintre comunele învecinate. La ora actuală, în cadrul societății, se lucrează la implementarea unui sistem care să îmbunătățească relația cu clienții și, totodată, să simplifice procedurile birocratice. Una dintre noutăți este legată de faptul că vrem să îmbunătățim și mai mult partea de comercial, și anume vrem să facem conturi personalizate pentru fiecare client. De asemenea, vrem să implementăm un sistem de transmitere a indexilor pentru consumul de apă prin alte mijloace decât cele clasice, și anume telefon, la secretariat și așa mai departe, pentru că asta ne-a reduce și nouă mult volumul de muncă și ar ușura și interacțiunea clienților cu partea comercială a activității noastre. Este de menționat și faptul că tot în această perioadă se află spre finalizare acțiunea de mutare în noua clădire a societății, una modernă și care corespunde cerințelor actuale, care este situată în aceeași incintă cu sediul vechi. Cred că mai sunt vreo câțiva care trebuie, inclusiv eu trebuie să mă mut în această clădire. Scopul principal a fost să facem compartimentele funcționale și cele care au contact cu clienții noștri să fie funcționale la standardul care ne-am dorit, urmând ca toate celelalte părți ale activității să le mutăm treptat pe măsură ce reușim să implementăm rețele de comunicație și toate facilitățile care presupun o mutare într-o nouă clădire. Activitatea Goscomorăștie este unul dintre cei trei operatori de apă și canal din județul Hunedoara și are cele mai mici prețuri la aceste utilități.